Bună și bine v-am găsit la un episod de Slime Rancher. În episodul trecut am descoperit noua zonă care se numește Glass Desert. Am făcut cunoștință cu două slime-uri, Dervish și Tangled, pe care apoi le-am adus la noi la range. De asemenea, am făcut rost și de Fire Slime-uri, niște slime-uri puțin de mai speciale, care nu trăiesc într-o cutie ca toate celelalte, ci mai degrabă într-un incinerator. Iar misiunea noastră de astăzi este să găsim ultimul slime, unul din preferatele mele pe nume Mosaic Slime, să găsim mâncarea preferată a celor de tip Dervish și mâncarea preferată a Mosaic Slime-urilor. Așadar, hai să pornim în excursie. Pentru început, dacă mă întâlnesc cu un Mosaic Gordo, deși e puțin probabil, o să iau niște legume la mine și o să sper că sunt suficiente. Eventual mai luăm și de pe drum niște carrots din astea. Ce avem noi de găsit în materie de mâncare sunt pickle pear și, dacă mi-aduc eu bine aminte, silver parsnip. Deci, practic, o fructă și o legumă pe care vreau să le aduc neapărat la mine, la fermă, să le cresc. Și acum urmează un drum lung și istovitor până la Glass Desert. Doar ce am venit aici și deja m-a prins o furtună de foc. Wow. Mă, nu știu sigur dacă pot să trec prin ea neatinsă, dar pot încerca. Ok, acum că furtuna... Uite un fire slime! Au! O să te iau cu mine în călătorie și după aia probabil o să te arunc pe undeva. Acum că s-a terminat furtuna de foc, putem să intrăm în partea asta nouă. Oh. Am văzut că aici sunt niște izvoare din astea. Ia vezi că sunt mozaic de astea, slime-uri unde pui plorturi. Am văzut că sunt niște izvoare prin partea asta care pot să fie pot să dea apă și din apa aia o iei și o pui pe trandafir și se creează ceva și meche și frumos. Dar cum eu încă nu am nici măcar mozaic slime-uri, cred că o să plec din partea asta și o să merg în cealaltă parte în căutarea mozaic slime-urilor. Aici nimic? Din partea aia vin? Bănuiesc că iau pe aici. Ideea e că eu nici nu știu pe unde o iau. Nu! Fire să fie. Ce-i ala de acolo? Uite, e un lucky slime? Oh my god, hello! Oh. Nu vrei niște carrot? Da, bănesc că nu vrea. Stai că văzusem aici un copac interesant și vreau să știu... Cum urc pe aici? Uite aici un pickle pear! Un copac de-asta de face fructe pentru Dervish Slime-uri. De asemenea, nesăbuitul ăsta a rămas aici. Mi-ar fi plăcut să pot să pun un waypoint, să știu să mă întorc aici, că aici un copac de-asta, pentru că nu prea găsești. Mosaic Slime-uri totuși nu găsesc pe nicăieri. Încep să cred că a secat de tot deșertul. Ia uite aici încă altul. Dar n-are fructe să le iau la mine. Încep să cred că a secat deșertul de mozaic slime-uri. Ok, deci am cercetat și pe Google spune că putem obține mozaic slime-uri ori de la gordoul lor, ori de la unul pe care îl putem atrage noi într-un fel de trapă sau ceva, sau să se spuneze constant de la niște oaze. În cel mai rar caz se spunează și în late parts of Glass Desert. Deci asta înseamnă
undeva, să zic, pe aici, dar nu e, cum să zic, nu e ceva sigur, nu ne oferă siguranța asta, dar ce putem face decât să mergem acolo și să vedem ce iese. Silver Parsnip! Bun! Căutam! Măcar cu ceva nou să venim și noi acasă după toată nebunia asta. Pickleberry! Nu, mâncați! Come on, come on, come on, come on! Yes, Pickleberry! Bun. Am mai făcut rost de... Nu mai există pe aici, nu? Am mai făcut rost de un tip de mâncare. Cred că la momentul actual avem toate mâncărurile de pe joc. Ceea ce... That's not bad. Încep să cred că va trebui să activăm moaze din astea ca să putem să dăm de moze slime-uri. Altfel, nu știu ce... Nu știu ce șanse avem. Și te îngă slime-ul dacă stai să te gândești, e foarte greu de găsit. Pentru că, din ce am văzut, nu prea se spunează în mod natural. What? Wait, eu încercam să urc pe deasupra. Dai la ușa aici, ok. Spiritul meu de observație, gen, am trecut cu vederea. Oh, e o cutie acolo. Ok. Ce e aici? Eu n-am mai fost pe aici? Nu, n-am mai fost. Ok. Știam eu că ești pe aici, pe undeva sus. Guys, în sfârșit, am găsit slime-ul legendar de mozaic. Pe bune, chiar credeam că trebuie să fac oaze din alea ca să reușim să-l găsim. Să sperăm doar că avem suficiente... Băi, deja nu mai încapi pe ușița aia. Ok. Mozaic slime-uri. Oh my god, sunt atât de multe, atât de frumoase. Ok. A căzut un mozaic slime aici. Oh, ia uite, un treasure pod. Ok, da, mă gândeam că trebuie să fie pe undeva pe sus și că trebuie să fac parcurs. Și până la urmă a fost. Ok, chestii nu prea interesante. Avem 6 slime-uri, eu zic că e suficient, nu cred că ne trebuie mai multe. Avem și o cheie, dar nu știu ce fac cu cheile astea pe care le mai am. Și cred că putem să ne întoarcem acasă. Și chiar e foarte aproape, deci nu pot să cred cât de aproape a fost mozaic slime-ul ăsta de casă. Mă rog, de portal, practic. Ia, vezi aici! Treasure pod mov. Dar nu pot să fac treasure pod-ul mov. Of. Și am ajuns acasă, într-un final. Vreau să merg să fac un țarc pentru mozaic slime-ul, doar că nu prea am bănuți. Așa că o să merg să fac câțiva bănuți ca să pot să fac un țarc pentru mozaicuri. Dan! În sfârșit avem un loc pentru mozaic slime-uri. A fost mult. S-a muncit mult și am căutat o groază mozaic slime-ul, dar într-un final îl avem. Și avem toată colecția de slime-uri. Asta nu înțeleg totuși de ce explodează, dar bănuiesc că le e foame. Au. Aud! O să încerc să-i hrănesc. Aud iară crinchetul ăla. Cred că de la mozaic slime-uri era. Deși n-avea niciun sens. Mâncați, mâncați. Gata.
Și acum rămâne de făcut, tot ce rămâne de făcut, este să mergem în peșteră. Unde aparent deja avem chestii. Ok, ce rămâne de făcut este să mergem în altă parte. Unde nu avem chestii. Ce caută găina asta pe aici? Te-ai pierdut? Ia, joacă-te cu pisicile alea, cu Hunter Slime-urile. Mă, aici cred că e cel mai bun loc. Garden. Unde putem să plantăm. Efectiv. Ceea ce noile mâncăruri pe care le avem și le băgăm și upgrade-uri din astea. Că vrem doar să crească repede. Și ne permitem. De asemenea, o să merg să duc pickled pearl-ul ăsta la Derby Slime-uri. Și o să hrănesc din nou toate slime-urile pentru că vreau și acum să avansez puțin la Seven Zero Worlds Club, doar că 25.000. Și mulți dintre voi m-ați spus în comentarii, dar nu se merită Kino, dar nu mai încerca să evoluez, dar nu știu ce. Vreau, doresc. Dar cred că mai degrabă pentru episodul viitor o să încerc să fac chestia asta off camera. Așa că, da, cam aici se încheie episodul nostru de astăzi. Oh, aveam un siloz aici. Oh, ok. Unde văd cam cyberplorturi. Interesting. Așa, hai să încheie episodul nostru de astăzi. Eu am fost Keno. Sper că v-a plăcut episodul ăsta de Slime Rancher. Chit că a fost puțin mai scurt. Ce a durat mult pentru mine a fost găsirea mozaic slime-ului și mersul prin toate zonele diferite ale pământului. Până când întâmplător am văzut o gaură sus, un loc unde puteam să ajung și am zis ok, hai să mergem acolo. Bun, mulțumesc pentru atenția acordată, eu v-am pupat. Bye, bye!